Bună și bine ați revenit în bucătăria mea. Astăzi o să facem cartofi franțuzești la cuptor. Pentru aceștia avem nevoie de cartofi. I-am fiert în coajă și i-am curățat. 5 ouă, cașcaval ras, smântână pentru gătit, sare și piper. Această rețetă se face foarte ușor și este foarte, foarte gustoasă. Prima dată o să tăiem cartofii, feliuțe. Avem aici un vas de ena, o să o lung cu puțin unt. Pun un strat de cartofi. Feliuțe de ou. Sare, piper, cașcaval, smântână. Iarăși un strat de cartofi. Și tot așa până umplem vasul. Un ultimul strat de cartofi. Sare. Piper. Cașcaval. Smântână. Îi dăm la cuptorul încins la 180 de grade pentru 40 de minute. Cartofii mei sunt gata. Îi puteți servi ca și garnitură la diferite fripturi. I-am ținut în cuptor 45 de minute. Aceasta a fost rețeta mea de cartofi franțuzești. Vă doresc poftă bună! Până data viitoare, rămâneți cu bine! Pa, pa!